Păi am două prințese, pe Roze Marie și pe Jacques, sunt mai lumina cum? Și aerul meu. Dar nu te obosesc? Păi nu, că energie. Ele... Ba da, păi nu, ai vrea tu să știi că câteodată trebuie să mă iei cu șpaclul de pe jos, asta, că mă pune la fel, să mă fac trenule, să mă fac pe dreacu, să mă ia. Și zic, mamaie, mă doare cocoașa. Da, dar dacă nu erau ele bursucul meu frumos, nu știu cât, oricum. Ai trecut printr-un moment greu în viața ta, iar... Cel mai greu. Nepoatele tale te-au ajutat să te ridici de acolo. Aerul și sufletul meu. Eu n-am avut fete... Soțul meu a fost tot singur la părinți, eu decât un singur băiat, și au venit minunile astea în sufletul și în viața mea, că vrei să spun ceva, nu că uit, că n-am să uit că trăiesc niciodată, că jumătatea mea îmi lipsește, dar el îmi dă, cum să spun eu și el de acolo, dintr-o stea, îmi dă puterea aia să râd cu voi, departe. Să mă bucur de prietenie, corect, de familie și mai ales de minunile astea, că știu că ai și tu două iubiri, da, două iubiri acasă. Da. Are tata două minuni, una mai mare și una mai mică. Cum e perioada asta? Ne așteptam să termine pandemia, da, și hop, mă, să înceapă cântările. Da, mă, abia așteptam, că e lumea debusolată. Crede-mă că eu nu pot fi fericită dacă tu ești lângă mine și te văd că ești cu probleme, că ești necăjit. Așa și cu lumea. Da. Mă duc să cânt sau așa, așa, și oamenii săraci sunt copleșiți de multe, multe griji. Când să ne bucurăm și noi că încep sarmarele, draganenii, marșul, cu tare, mireazma. Ia-ți mireasă, vorba la un coleg de-al meu. Ia-ți mireazmă ziua. Nu, ne punea să cântăm, da, marșul, că vin nuntașii și... cu asta, cu mireasa, ia-ți mireasa ziua bună. Și mireasa era cam la șparlie, dar clarinetistul meu, ce ca o lua asta, îi se potrivește, ia-ți mireasa zilele. Că l-ai nenorocit pe soț. Da, da, uite, așteptam și din păcate alte nenorociri care nu țin neapărat de noi, de puterea noastră, dar să dea Dumnezeu să potolească spiritele și să revenim cât de cât la, nu ne dorim noi palate și iahturi și pe mama dracu, dar măcar să fim liniștiți și românii, așa cum îi cunoaștem cu toții, aveau poftă de viață, chef, știau să se distreze, nu cu caviar și cu șampanii de, exact, nu știu. Era un vin de la bun de țară, da, dar tradițional. Era atmosfera, da, atât, exact, de frumoasă și de voioasă, lucru care acum, din păcate, ne lipsește. Să ne rugăm la Dumnezeu să... O să ne revenim, o să fie mai bine. Da. Fii atentă. Te-ai gândit vreodată să candidezi? Nu. Să știi că am avut... Vorbești mai bine ca un politician. Să știi că am avut propuneri, dar nu sunt făcută pentru așa ceva. Adică aici, nene, trebuie chiar să... transmiți emoții. Adică... Dar oratoric se vede, se simte. Nu, dar transmiți emoții. Păi asta, adică... nu vine din nimic. Vine din suflet. Vrei să te bag la mine acasă, în biblioteca mea, în biroul meu? Adică am băgat. E lucrat. am băgat. Nu, nu-mi place și vrei să spun ceva. Aici trebuie să fii fără scrupul, fără, adică să minți mult, să zici că faci... numai să zici. Așa. Să dai punct, să zici, așa, că, da, faci. Bă, așa. Și nu e genul. Eu sunt foarte fericită de profesia mea. Caut să îmbunătățesc, știi cum e, ce n-am făcut bine ieri, să fac azi mai bine și poimâine și mai bine și așa, să mă bucur de prieteni, de familie. Nu sunt, adică nu-mi convine atât de multe lucruri care mi se par așa, peste așa. Și n-aș fi în stare. Te-ai îmbolnăvi. M-aș îmbolnăvi sau... Da, m-aș îmbolnăvi sau i-aș măscări că la ușa cortului. Ce ne, adică, cânti astăzi? Măi, pentru că asta și-am cumpătat puțin, zic, dacă tot mă duc eu să-l văd pe Georgica al meu, să știi că acum fac și o paranteză. Da. Eu știam de filmuleț, nu-l văzusem, dar am mers pe Blătescu. Păi, normal, așa. Am sunat-o pe Maria, i-am zis, Marie, ce faci luni? Zice, i-am zis, ce faci marți? Zici că e ziua ta să vii pe la noi. Ce, bă, nu pot că mă duc până la Teo. Da, la sora noastră. La sora noastră. Deci mâine o vedeți la Teo Show, da. Pe Maria de ziua ei, ce îi pregătește acolo Teo cu siguranță. Ți-a pregătit ceva, că ea se pregătește, are o surpriză pentru tine. Zice, bă, dar vin luni, de ce? Zic, am un filmuleț cu Georgica, uite așa, așa, de acum vreo 10 ani. Zice, bă, vin. Și da, ai ținut secretul. Da, am ținut secretul, dar încă o dată vă felicit pentru tot ce faceți, să vă dea Dumnezeu putere și succes. Și revin la piesă, am cumpătat mult. Zic, mă, dacă aș cânta o piesă de petrecere, că slavă Domnului, am la piese de nici eu nu le mai știu, dar am zis așa, să aleg un mesaj, că
orice am întâmpinat în viața asta, și rele, și bune, și mai puțin frumoase sau urâte, nu-mi contează, viața merge înainte. Corect. Georgica, erai pregătit pentru că doamna Maria a venit să ne cânte. Ai un buchet de flori, du-te și ia-l, că dacă tot e ziua din suflet. Să-i dăm buchetul de flori. Stai așa, că eu sunt șeful la... Auzi, fii atentă cum fac. Fii atentă cum facem. Cânti și îți dăm buchetul de aia, după aia, să nu te S-a făcut. Cel mai bine. La mulți ani pentru toți sărbătoriții și pentru Ana Maria, mulțumesc. Și la mulți ani tuturor sărbătoriților. Maria Cârneci.